Ciprian Florescu a fost numit în funcția de prefect la sfârșitul săptămânii trecute, însă până la această oră numirea sa nu a fost publicată în Monitorul Oficial, astfel că suspansul continuă. Foștii colegi de partid al lui Florescu susțin că au mare încredere în acesta și se așteaptă să-și facă bine treaba ca reprezentant al guvernului în teritoriu. I-am dat credit de la bun început, este persoana în care am avut întotdeauna încredere, pentru că vine cu o experiență bogată privind județul Gorj. Și de multe ori le spun celor care într-adevăr doresc să acceadă pe opoziție că nu este suficient doar să ai o susținere politică. Cel mai important, sau mai bine zis, trebuie să primeze activitatea, experiența ca să ocupi o anumită funcție. Ciprian Florescu este persoana susținută de noi și cred că este persoana cea mai indicată și potrivită să reprezinte guvernul în Gorj. Deputatul Mihai Weber este convins că Ciprian Florescu își va face treaba ca la carte în fruntea prefecturii. Weber nu s-a ferit să lanseze săgeți către foștii prefecți care nu s-au implicat în problemele gorjenilor. Trebuie să recunoaștem, de-a lungul timpului nu putem spune că am avut de multe ori un prefect care să corespundă cerințelor să fie implicat în problemele județului Gorj. Drept pentru care, în concluzie, avem așteptări la Ciprian Florescu, sunt convins că nu va dezamăgi și sunt convins că guvernul va fi foarte bine reprezentat în Gorj prin prefectul Florescu. Ciprian Florescu a fost vicepreședinte al Consiliului Județean și prim-vicepreședinte al PSD Gorj. A renunțat la ambele funcții și a devenit funcționar public pentru a ajunge în fruntea prefecturii Gorj. Premierul Sorin Grindeanu a semnat joi după amiază decretul de numire în funcție.